în consecință a trăi într un prezent așa cum o fac unii dintre tineri sau unii dintre conaționalii noștri a trăi într un prezent care ignoră trecutul echivalează cu a trăi într un viitor care ignoră prezentul după cum nu este posibil un viitor fără un prezent tot așa nu este posibil niciun prezent fără un trecut a nu te întreba de unde vii, a nu te interesa de trecut, înseamnă a nu-ți a nu păsa încotro te îndrepți, încotro mergi, a nu-ți păsa nici de viitor. Or experiența curentă ne arată că nu există niciun domeniu uh, în care să se poată face performanță fără uh, a se ține cont de un pas performance, cum spun uh, englezii adică de un trecut, de o experiență acumulată. Iar observația este valabilă nu doar în ceea ce privește individul, ci chiar și în ceea ce privește națiunea. Imaginea de sine a unui neam, ca și proiecția acesteia în viitor, în consecință nu pot face abstracție de trecut și mai ales de percepția acestui trecut. Aceste considerente uh, decurg uh, însă unele concluzii care sunt mai grave. Cel care nu este interesat de trecut, uh, de moștenirea primită, trăind într-un așa zis prezent spontan, continuu, care de fapt nici nu există, nu va fi interesat nici de viitor. Uh, cine nu are sentimentul responsabilității față de moștenirea primită, față de trecutul lui, Propriu și comun, nu va avea nici sentimentul responsabilității pentru viitor. Un alt element în analiza pe care o facem vis-a-vis -vis de identitatea recentă a românilor și de rolul românilor în istorie se referă la complexele, în special ale generațiilor comuniste și imediat de după 1989, dar care Complexe trenează și în generațiile mai tinere, vis-a-vis -vis de decalajul uh, față de civilizația occidentală, dec decalaj pe care l-am acumulat în patru decenii de comunism. Uh, există rezerva aceasta de a nu fi etichetați retrograzi și xenofobi, urători de străini, atunci când vorbim despre patrie. Uh, un alt fenomen foarte. Important în discuția, în analiza noastră, este acela al uh, risipirii într-o uh, masivă emigrație spre Occident. Este superflu, este inutil să pomenesc mai multe aspecte ale acestei aceste emigrații, uh, doar să notezi că ea este consumatoare nu numai de timp, de energie și de materie cenușie, uh, ci este consumatoare și de identitate citez cuvintele maestrului Dan Puri, care spune că după 1989 am făcut un salt brusc din izolarea comunistă în globalizarea risipitoare. De ce? Pentru că unii dintre români au dus peste hotare cu sine e adevărat valori și autentice și demnitate, însă Alții dintre ei au dus din nefericire cu sine și uh, complexe identitare. Cum pomeneam de cazul acela al românului din Praga, care mărturisea că uh, nu mai este completamente român, nu se mai poate uh, identifica uh, în totalitate ca fiind român. Mai sunt român uh, parțial. Deci iată, unii dintre români au dus peste hotare și complexe Identitare. Din nefericire, fenomenul se repetă și la repatriere. Odată cu așteptările firești ale unora de, am zice, upgradare a societății românești, dar și cu pretențiile nejustificate, evident, ale altora, care așteaptă și se așteaptă la o societate românească mai bună decât cea pe care au lăsat-o în urmă pentru uh, un timp dar la care au contribuit prea puțin sau poate chiar deloc la reconstrucția ei pentru că ei în acest interval în acest timp au peregrinat prin alte țări este adevărat pentru unii propria țară care într-un fel sau altul te obligă să o părăsești să devii emigrant nu se mai poate numi patrie Însă, la fel de adevărat este că aceia dintre emigranți care se așteaptă la o societate românească mai bună, dar la care n-au contribuit în timpul peregrinărilor prin alte țări, aceia nu pot reproșa nimic parcursului ulterior al unei țări pe care au abandonat-o ca proiect sau ca spațiu existențial și n-au ajutat la reconstrucția ei. Ce nu se înțelege, din păcate, în acest proces de sincronizare a României cu civilizația occidentală, sincronizare pe care românii și-au dorit-o cu atâta ardoare după experimentul și după experiența comunistă, e faptul că upgradarea societății românești nu presupune anularea identității naționale a identității de sine și a celor valori care ne definesc pe noi. La toate aceste considerații expuse până acum se adaugă, ca circunstanțe agravante, mai ales în conștiința tinerilor generații, experiența foarte recentă a ultimilor ani, contextul politic, social, economic, extrem de bulversant pe care l-am trăit, în special în ultimii doi ani. Știm cu toții despre conjunctura nefastă a reorganizării Reformării sistemului judiciar din România, începând cu anul 2017. Au existat atunci și încă există voci care au avertizat vis-a-vis -vis de deteriorarea climatului democratic în Europa de Est și în România, arătând că țara noastră tinde să urmeze exemplele negative considerate până recent izolate ale Poloniei, pe de o parte cu același probleme ale reformării sistemului judiciar respectiv ale Ungariei cu problemele de construcție democratică în ceea ce privește iată echilibrul acesta democratic cu semnale de alarmă privind riscurile geopolitice pentru România în relația cu Uniunea Europeană. Alții, însă, referindu-se nu atât la impactul și consecințele internaționale ale politicii românești din ultimii ani, ci la cele naționale, la consecințele în plan național ale actelor politice recente pe care le cunoaștem, identifică chiar statul român ca fiind primul agent al diluării identității și unității românești de care uh, vorbim acum. Iată, de pildă, uh, cuvintele maestrului Dan Puric în, într-un interviu din 16 noiembrie 2017. Noi acum ne pregătim să serbăm centenarul în condițiile în care statul este primul berbece care dărâmă din interior unitatea națională. Într-un documentar din decembrie 2009, 2017 se spune, România de azi, o tragică ruptură națională. Așa am intrat în anul 100 al statului nostru. În ziarul Adevărul din 22 martie 2018 se spune, politicienii români îndeamnă la unitate, însă realitatea îi contrazice. Societatea românească e, tocmai, e tot mai fragmentată. Protestele îndelungi din anul 2017 la care le adăugăm pe cele din februarie și august 2018, au arătat o Românie dezbinată. Am putea spune noi, de fapt, nu o Românie dezbinată, ci chiar două Românii protestatare. Pentru că, uitându-mă la televizor, am văzut interviuri ale oamenilor simpli care la protestele din februarie 2018 Afirmau într-un dramatism de o simplitate debordantă. Ne-au împărțit familiile în două, ne-au împărțit viața în două. Arătând astfel că România a ajuns să se divizeze, tocmai în anul centenar, nu numai la nivelul acesta politic și ideologic, ci iată mai grav la nivelul societății, coborând până la celula familiei, până în nucleul familiei.